Larisa? Da. Bună, Larisa, ce faci? Bine, dar cu cine vorbesc? Bună, Larisa, eu sunt Adi Mutu. Nu se poate. Cum, tu ești Adi Mutu? Da. Vai, cât am auzit de tine. Am numărul de telefon de la o prietenă, știu că... Vai, nu vine să cred. Te-am văzut la o prezentare de model. Am auzit că ai fost acolo, dar nu vine să cred. De acum nu vine să cred, extraordinar. Vai. Am putea să ne vedem și noi? Nu știu, spun, da, oricând, bineînțeles. Da, da, spune, o zi, o oră. Mâine seară tu ce faci? Aș avea timp de o ieșire. Dacă vrei să mă invit în oraș, bineînțeles. De unde ai numărul meu de telefon? De la Gina. Și cu ce ocazie ți l-a dat Gina? Păi Gina, am înțeles că a fost combinată cu un coleg de-al meu de la... Nu știam, mie nu mi-a zis chestia asta. A fost combinată cu un fotbalist și mi-a dat numărul de telefon. Și acum ce s-a gândit nebuna? Doamne, cred că mă întâlnesc cu ea, nu știu ce-i fac. Vai. Oricum bine a făcut, să știi, bine a făcut. Nu știu dacă... Dar cred că a intuit ea ceva. Vreau să zic că mie îmi place foarte mult. Da, foarte mult. Așa. Și în general am eu așa o... Am eu ceva acolo pus deoparte pentru fotbaliști, știi? Tu ești studentă? Nu, nu. Sunt încă la liceu. Bine, în ultimul an. Pe tine te interesează chestia asta sau faptul cum arăt și că ai vrea să ieși în oraș cu mine și așa mai departe, nu? Mamă, ce gură ai! Cum adică? Ai o gură foarte mișto. Da? Tu unde stai, la cămin sau... Că știu că nu ești din București. Nu, stau la un apartament, mi-a luat tăticul un apartament și să nu fie greu, știi, printre străini, departe de casă, na, până mă acomodez, Dar tu de unde ești deloc? Din Brăila, da. Uite, eu sunt acum în țară că sunt accidentat. Nu, dar ce ai pățit, mamă? N-ai văzut ce au scris ziarele, n-ai văzut ce... Vai, și e de rău? Nu, sper să-mi treacă. Sincer, dacă nu-ți trece, să știi că am eu grijă de tine. Da, păi tocmai de-aia te-am sunat. Zi-mi și mie o chestie, ne-am putea întâlni? Da, sigur, ți-am zis că ne putem întâlni. Când vrei tu. Uite, tu ce faci astăzi, de exemplu? Păi azi ți-am zis că nu am agenda prea încărcată, așa că de obicei îmi consult agenda, știi? Asta e un mod de a spune când vreau să mă debarasez imediat de cineva care, mă rog, știi tu, nu prea... Nu știu, trebuie să fixăm acum o oră sau dacă nu mă sunim tu mai târziu. Astăzi la ora 16, la Piața Romană. Da. În față la Meg. Așa, da. Ok? Da, perfect. Bine. Ai grijă, vezi, să nu vină paparații să mă vadă tăticul în ziar sau mama că îmi face un scandal monstru de nu mă văd și parcă văd că nu mai pup eu nici Bucureștiu, nici distracția de aici, nici nimica, nici prezentările de modă și nu mă mai finanțează tata și îți dai seama că eu fără banii lui tăticul, nu, sunt pe nicăieri, știi? Bine că vreau eu să-mi fac după aia banii mei, dar până atunci tot de tăticul depind, știi? Că vezi câte scandaluri au ieșit din cauza asta și câte treburi nasoale, da? Deci nu vreau să fiu implicată niciun fel de scandal de genul ăsta, da? Larisa, asta e reclamă, ar fi o reclamă și pentru tine. Că toate femeile care nu neapărat, dar nu știu cum l-ar fi ca la ai mei, știi? Ți-am zis că... No. Toate femeile care s-au fotografiat alături de mine... Au ajuns, da? Super mișto și li s-a făcut super publicitate. Deci asta ar fi o super... Bine, îți dai seama că și pentru mine ar fi o onoare extraordinară. Dar nu știu a mei, știi, cum ar reacționa exact. Eu îți propun o chestie, dar să nu spui că eu știu că sunt foarte direct și poate te gândești la alte chestii. Așa, zi. Hai să ne vedem la mine. La tine? Păi hai întâi să luăm o gustare ceva, să mergem undeva și după aia vedem noi ce mai facem. Ce nu, zici? Nu, că spuneai că ți-e frică de paparații și veneai direct la mine. Aha. Eu am un apartament închiriat în Cotroceni și veneai la mine, adică să nu fie problemă. Știi? Dar nu e nicio problemă, nu? Adică? Adică mâncărică, pătuț, de toate, nu? Hai, tu faci poante acum. Nu fac poante, măi, ți-am zis că sunt nebunită după fotbaliști. Mă, dar tu ești direct rău de tot. Dar tu ai mai avut de-a face cu fotbaliști? Ai mai cunoscut fotbaliști sau ce ți s-a pus ție poata așa? Nu, dar pot să zic că... Am avut destule, să zic eu așa, aventuri de genul ăsta. O spui direct așa, fără nicio jenă? De ce n-aș spune? De ce m-aș abține de la ceva? Ești minor abia, ești din clasa 12. Ei, da, dar tu nu știi că ma, the new generation, the generation gap, cu the generation gap. Acum nu mai este ca pe vremuri când erau fetițele... Zărgine până la nu știu ce vârstă. Scuze-mă, dragă, dar tot la chestia asta așa ajunge. Că vrem, că nu vrem, nu? Și dacă tot ne place unul de celălalt, nu? Bă, Larisa, știi care e chestia? Da. Eu nu știu acum dacă tu faci mișto sau chiar vorbești serios. Vorbesc cât de serios se poate, dragă.
Băi, Adi, ai fi o puștoaică, dar crede-mă că știu foarte bine ceea ce vreau. Nu știu cum să zic. Cred că multe fete de vârsta mea ar vrea să aibă o idilă cu marele Mutu. Sunt conștient de faptul că, în afară de sex, altceva între noi nu va fi, așa că mie îmi convine. Tu ce zici? Sunt Daniel Guzdugan de la Radio 21. A fost o farsă. Aoleu, vai! Băi, tu ești nebun, băi, Buzdugan, băi, dar tu nu dai seama că asta este o discuție privată? Cum puteți să faci așa ceva? Dar mă, ce o să zică lumea despre mine? Păi, tu dai seama că o să zică lumea despre mine că sunt o clamate? O ultima trătură? Tu-ți dai seama? Da, ai fi făcut-o cu Mutu? Bine, mă, nu mai contează, că oricum... Te-ai supărat? Tu ce crezi? Normal că m-am supărat! Te-ai fi întâlnit cu Mutu? M-aș fi întâlnit, dar nu cred că aș fi făcut chiar tot ceea ce am relatat. Păi tu-ți dai seama dacă aude tata chestia asta sau părinții mei, mama ta, vai, nu mai public urești, gata! Oh.